Bine ați venit la mobilisimo.ro. Suntem pe Bulevardul Magheru din București. Foarte mult zgomot și în spatele meu, acolo unde e roșu, era magazinul Vodafone de pe vremuri. În 2010 am fost acolo pentru lansarea lui iPhone 4. Dar acum, iată-ne, în 2024 s-a mutat magazinul și iată în spatele meu. Vedeți balonașele astea colorate? Culorile astea nu sunt întâmplătoare, sunt culorile de la Google, pentru că Vodafone România a adus Pixel 9, 9 Pro, 9 Pro XL. Căștile Pixel Buds noi și Pixel Watch 3 sunt aici pe Magheru, în acest magazin. Sunt expuse, le-au adus la abonamente, aveau o ofertă EasyTech destul de interesantă și acum o să fac așa un tur rapid al standului propus de Vodafone în cadrul EasyTech cu noile produse Pixel. Ok, magazin Vodafone nou pe Magheru, în oblic față de cel pe care le știam până acum, și hai să vă arăt standul Pixel cu produsele Pixel. Și nu sunt numai telefoane. Asta este standul. Scos în evidență Google Gemini și avem acum și o poză de grup aparent. Era cineva de la Google aici pentru a ne spune mai multe despre produse. Bun, hai să vă spun acum una alta despre fiecare dintre aceste terminale. Începem cu ceasul, pentru că el este aici la margine. Este Google Pixel Watch 3 de 41 de milimetri. Avem de-a face aici cu varianta micuță și integrează niște chestii noi, mulțumite celor de la Fitbit. Se numesc Cardio Load și Readiness. E un fel de Body Battery, cum avea Garmin, și un fel de Energy Score de la Samsung-urile noi. Are Wear OS 5, exact cum au Samsung-urile noi, și evident că vine și cu acces la Play Store și la aplicații Google. Ăsta este 410 euro la liber sau 11,4 euro pe lună cu abonament Red, Pixel Watch 3. L-avem și pe Google Pixel 9 Pro. Ăsta e cel pe care nu l-am la teste. Eu am la teste 9 Pro XL-ul și 9 Pro-ul. Ăsta este 1098 de euro la liber sau 42 de euro pe lună cu abonament Red. Cam așa arată versiunea pe alb. Are camera aceea cu zoom optic 5X. 9 Pro-ul este un fel de 9 Pro XL mai mic. Astea sunt diferențele între ele. Ăsta e mai mic, are baterie mai mică și ecran mai mic. Dar are în continuare Google Gemini. Și atenție, primiți chiar Gemini Advanced pe 12 luni cu toate beneficiile sale, de a uploada până la 1500 de pagini de documente pentru a le procesa și rezuma. Ăsta e Pixel 9a-ul, cel mid-range. Dacă erați curioși, 558 de euro preț la cartela Vodafone sau 21 de euro pe lună. Uite și căștile. Au venit și căștile Pixel Buds Pro 2. Sunt curios dacă fac traducere în timp real cum fac produsele rivale de la Samsung. 7,3 euro pe lună cu abonament Vodafone Red, 262 de euro la cartela Vodafone. Un design care mi-amintește de căști de, o să râdeți, de gaming. Dacă vreți telefon mai mic și care se bată cu iPhone 15 și iPhone 16 pe viitor, asta e varianta fără cameră telefoto periscop, Pixel 9. Ecranul are tot 6,3 inch, exact ca la modelul Pro de acolo. Și avem de-a face aici cu Google Gemini. De data asta nu primim ofertă Gemini Advanced pe 12 luni, trebuie să o cumpărați voi. E cam 107 lei pe lună, cam atât costă. Avem ecran OLED, dar nu LTPO. Mai avem la dispoziție camera principală și camera ultra-wide. Camera frontală are 10 megapixeli, are 42. Preț de 918 euro la liber sau 37 de euro pe lună cu abonament Red. Iar ăsta este Vedeta Google Pixel 9 Pro XL. Cel mai mare, cel mai puternic, se duce la 6,8 inch. Asta e diagonala sa. Am înțeles că la anul iPhone-ul o să treacă la 6,9, dar asta e o chestiune pentru o altă dată. Are OLED LTPO, deci scade refresh rate-uri până la 1 Hz. Are ramă din aluminiu, spate din sticlă, Gorilla Glass Victus 2 și este sticlă mată. Cameră periscop cu zoom 5X, este o funcție foarte drăguță aici în cameră care se numește Add Me, în ideea că te poți adăuga și pe tine într-o fotografie în care nu erai. Se numește adaugă-mă, poți să-i faci cuiva o fotografie și apoi să te pui lângă acea persoană, trecând în poziția în care ai fost tu lângă ei și vei fi adăugat lângă oamenii aia, deși nu ai stat niciodată lângă ei. Cam asta este adaugă-mă. Filmarea este până la 8K aici, avem ceva numit optimizare video, care umblă la luminozitate, stabilizare și culoarea conținuturilor tale. Mai este și Top Shot, care face un fel de video din care poți alege cel mai bun cadru. La nivel de procesor, toate pixelurile astea noi au Tensor G4, produs de Samsung pe 4 nanometri. Ăsta are 16 giga de RAM, iar cel mic are 12 giga de RAM. Stocarea merge de la 128 până la 512, cred că este chiar și o versiune de 1 tera. Pixel 9 Pro XL, 1198 de euro cu cartela Vodafone, 45 de euro pe lună cu abonament Red. Cam acestea sunt noile telefoane, asta este și standul. Ce poate face Google Gemini? Păi poate face foarte multe lucruri, de la a scrie un eseu, la a planifica o călătorie, până la a face rezumatul unui document foarte mare.
până la 1500 de pagini. Cea mai tare chestie e că îl puteți folosi și în Gmail și Google Docs. În Gmail, spre exemplu, acest Gemini este capabil să citească ultimele tale 100 de mail-uri primite de la școala unde învață cel mic, spre exemplu, să-ți dea un rezumat și chiar un sfat la ce urmează să faci mai departe. Gemini se activează ținând apăsat pe butonul Power, aici, și ia locul lui Google Assistant. Atenție, comenzile se dau în scris în română lui Google Gemini, în vreme ce în engleză o să le dai pe cele vocale, așa a spus oficialul Google prezent aici. Ăsta este standul Pixel 9 și celelalte produse Pixel din magazinul Vodafone, pe care le găsiți aici pe Bulevardul Magheru, aproape de universitate, aproape de Romană, la jumătatea distanței dintre Romană și universitate. Cu produse EasyTech și cu accesorii, apropo, era să uit. Uite că avem și o zonă de accesorii Google, le găsiți aici. Tot felul de huse, în toate culorile oficiale. Astea sunt și prețurile lor. Și mai jos încep să fie și accesorii de Apple, dar asta este altă poveste pentru altă dată. Cam atât de la mobilisima.ro. Asta este magazinul Vodafone, cel colorat de pe Magheru, cu produsele noi Pixel 9. La revedere!